Bună dimineața, bine ați venit la coloana de direcție. Încercăm în fiecare dimineață aici la Focus la prima oră să facem o revistă a presei. Eu sunt Luci Popa, să începem cu știrile. Începem cu o știre ce ar putea părea sumbră. Piața auto românească pierde teren în Europa. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, ACEA, pentru primele 9 luni din 2021 arată că piața auto din România continuă să crească sub media de pe întregul continent, pierzând astfel cote de piață. Avem creștere care se află sub media europeană și pierdem cote de piață. Scăderea abruptă din septembrie, minus 17,8%, atunci când au fost înmatriculate în România doar 8.942 de autoturisme noi, a redus din avansul pieței românești din perioada ianuarie-septembrie 2021. Astfel, în primele 9 luni ale acestui an, creșterea pieței noastre a fost de doar 4,3%, sub media europeană de 6,9%. În acest context, dacă la finalul lui septembrie piața auto din România reprezenta 0,99% din totalul vânzărilor de mașini noi din Europa, deci noi nu contăm nici măcar cu 1%. Conform ACEA, principalele piețe din Europa rămân și în acest an Germania, peste 2 milioane de unități vândute, Marea Britanie 1,3 milioane de unități vândute, Italia 1.100.000 de unități vândute și Spania 647.955 de unități vândute. Multe vin în România ca mașini rulate. Și nu trebuie să ne sperie acest lucru, pentru că multe dintre ele au o vârstă destul de mică, sunt destul de tinere. Nu vin numai și numai rable, însă aceasta este puterea noastră de cumpărare și din acest motiv eu nu sunt de acord cu taxarea mașinilor vechi. Sunt de acord cu scoaterea de pe drum a mașinilor care nu corespund parametrilor tehnici. Dacă scot fum, dacă nu au frâne, dacă sunt foarte, foarte ruginite. Dar nu trebuie să taxăm omul pentru că nu are putere de cumpărare. A doua știre de astăzi vine de la Autobild. Sub forma noii generații, Ford Tourneo Connect mizează pe un concept practic, avansat și complet. De aproape două decenii încoace, Ford Tourneo susține tema unui automobil esențial, alăturare de termeni în care se regăsește ideea unui aspect practic, funcțional, de cel mai înalt nivel. Ford și cu Volkswagen au încheiat un parteneriat. Ford va prelua platforma MEB pentru modelele electrice, începând cu 2023, dar au luat și platforma MQB Evo, pe care este făcută noua generație de Volkswagen Golf, Caddy și așa mai departe. Și au luat această platformă și au construit Ford Tourneo Connect pe o versiune de Volkswagen Caddy. Interiorul este aproape identic cu cel de Volkswagen Caddy, spatele este aproape identic cu cel de Volkswagen Caddy, motorizările 1.5 EcoBoost și 2.0 EcoBlue de pe Ford Tourneo Connect sunt 2.0 TSI și 2.0 TDI de Volkswagen. Sistemul de tracțiune integrală Volkswagen, iar noua cutie cu dublu ambreiaj nu este altceva decât cutia cu dublu ambreiaj și ambreiaje umede cu 7 rapoarte pe care o găsim pe modelele Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, etc. Știrea numărul 3. Studiu: 61% dintre britanici vor mașină electrică în 2022. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că 61% dintre șoferi se gândesc să cumpere o mașină electrică în 2022. Cei mai importanți factori în achiziția unei electrice, conform șoferilor britanici, sunt dezvoltarea infrastructurii de încărcare. Benzina se apropie de 6,50 lei. Și da, s-a scumpit și kilowattul, dar dacă o încarci acasă și ai unde să o încarci, sau ai o stație de încărcare la serviciu sau o încarci la supermarket, la puținele supermarketuri la care încă mai găsești stații de încărcare gratuite, e bine, atunci evident ieși pe plus. Și britanicii văd că sunt din ce în ce mai receptivi la o astfel de soluție. Sunt curios la noi care este trendul, deoarece cel puțin în București găsești foarte, foarte multe mașini electrice, în special la companiile de ride-sharing. Și cam acestea au fost știrile de astăzi. Ne revedem în fiecare zi de luni până vineri, aici la Focus la prima oră, cu revista presei, marca Coloana de Direcție.